M-am pregătit cu tot la speech de la început când am venit, dar pe parcurs a trebuit să îl schimb. Mi-a plăcut extrem de mult, toate cuvântările au fost excelente, dar a domnului subprefect mi-a plăcut extraordinar de mult. Mai ales atunci când a zis că suntem dragi, slabi, săraci, bogați, absolut așa este. Dacă stăm să ne gândim ca nevăzător, eu pot să vorbesc din dublă ipostază. Că a fost văzător și actualmente orb. Apropo de orbi, cred că e cea mai corectă denumire. Doar comuniștilor le-a fost rușine de... Am fost înființați în 1906 sub denumirea de Societatea Filantropică Orbească Vatra Luminoasă, sub patronajul reginei Elisabeta, iar tovarășii în 1956 au ținut să schimbe în Asociația Nevăzătorilor. Nu este corect. Orbul este cel mai corect. A, este foarte adevărat. Citeați aici, nu știu de unde aveți statistica, vă spun eu că la 30 iunie, la statistica ANPH-ului, erau 119.000 de zis orbi, pentru că Parlamentul Drăguțu de el ne-a băgat și gradul 3, mediu, care din păcate nu cred că și-avea rostul în asociația noastră, cum ar veni, a nevăzătorilor, pentru că, să mă iertați, dintr-o populație de 20 de milioane, cred că 4 milioane port ochelari, cred că 1 milion ar putea să fie gradul 3. Dar nu știu, săraci, și bine că nu știu. Ei, să nu mai vorbim de faptul că la 1, dau un exemplu, până în 89 am fost cam 16.500 de nevăzători în România, ce nu era real, având în vedere că cei din localități din rural nu prea interesa prezența la asociație, pentru că noi identificam nevăzătorii până în 1989 ca să-i trimitem la școlarizări, copii și așa ceva mai departe. După 90, având în vedere că viața a mers din ce în ce mai bine, știți dumneavoastră, sigur că toată lumea repede s-a lipit. Că așa e, într-o țară săracă, repede apar și orbii ca și ciupercile. Părerea noastră că în România n-ar trebui să existe mai mult de 60-65.000. Restul, cu tot respectul care l-am eu pentru cei care nu asociația nevăzătorilor, îi fac nevăzători, avem mari dubii, părerea noastră. Dar asta e o altă discuție. Vorbeam de integrare. Să știți că noi alergăm de 20 de ani pentru egalitatea de șanse. Dar cred că în România rămâne numai la stadiu de teorie. Este foarte adevărat, eu cu mare plăcere o spun, eu mi-s bănățean, mi-s de aici, am crescut aici și nu mi-e rușine. Și totdeauna am participat de 20 de ani cu întâlnire cu guvernul în ce privește parteneriatele directe ca să putem îmbunătăți cât de cât viața nevăzătorilor. Pentru că știm foarte clar ce a fost până în 89, ce a pe ori mai dat un ajutor, un grâu, mai luată pe câmp, mai nu știu ce, dar după trimiterea pământurilor la cei care le aveau un drept, sigur că au cam rămas în aer. Și pot să spun cu mare durere, că vorbeam aici de egalitatea de șanse și de... Vă spun eu că un prim-ministru n-are să-i dau numele pentru că nu-i corect. Spunea la un moment dat, în discuțiile care aveam, că, domnule, dar de ce aveți nevoie de indemnizație de însoțitori? Și am zis, domnule primistru, nicio problemă, haideți să facem un exercițiu. Vă legăm la 8 și coborăm împreună pe la 7 la etaj de aici, de unde suntem, de la guvern, și mergem singur să vedem dacă aveți nevoie de însoțitori, au. A zis că sunt foarte dur. După ce am fac că de aici, a zis, curentul, Timișoara. Nu e nicio problemă, mie nu mi-e rușine de asta. Și îmi pare bine. Vorba unui om drag mie, domnul doctor Francis Babi, care spunea că atâtica nu lasă. Nici n-am lăsat, fiți foarte liniștiți. În ce privește drepturile nevăzătorilor, dar vă spun, apropo de aceste parteneriate, vă spun cu toată sinceritatea, din păcate, acolo unde nu există o relație anterioară la, să vorbesc direct de DIVOR, primar, președinte, consiliu județean, prefectură, deputați, senatori, vă spun că mergem degeaba, batem ușile inutil. Acolo, eu ca nevăzător, eu știu foarte clar că întotdeauna există un câmp unde există o jenă și ca să dispară jena, eu fac primul pas. Pun un banc, o glumă, parcă simt că imediat dispare nodul ăla din gât și din spate și începem să discutăm pe lucruri reale, să vedem ce putem să facem, ce putem să ajutăm. Sigur,
Asta, repet, și din partea noastră trebuie să există o deschidere, pentru că omul, din păcate, știe un singur lucru, ăla-i orb. Nu, la masa unde stau eu, pot să stau cu orice văzător și atâta timp cât stau pe scaun, pot să fiu și superiorul lui. Poate că din punct de vedere intelectual îl depășesc. Ei, în momentul când mă scol de pe scaun, sigur că apar problemele. Trebuie să fiu însoțit, pentru că mai ales în locul unde nu cunosc, e normal că am probleme. Ei, asta trebuie să, cum să spun eu, să mergi pas cu pas. Încet, încet. Nu vorbesc de instituțiile publice, bănci, nici nu vorbă de egalitatea de șanse. Vă spun ca președinte, aveam, de exemplu, și am și actualmente o bancă cu care lucrăm. Deci semnam pe lună, până în, dau un exemplu, până în 1 ianuarie 2004, când Asociația Nevăzătorilor făcea toate plățile, miliarde pe lună. Nu-și puneau problema că sunt doar ce semnez. Când m-am dus să beneficiez și eu, spre exemplu, de acel împrumut pentru a cumpăra un autoturism, a început, am simțit că o să freacă directorul pe față și domnul președinte, am o problemă. Ce problemă? Păi, domnule, spune-o. Tot să podea. Știți, dumneavoastră nu puteți să semnați. Trebuie să dați o declarație, o împuternicire la notar pentru soția dumneavoastră. M-am bufnit râsul. Prima dată se glumește. Și domnule, dar stați puțin, haideți să ne înțelegem un lucru. Eu vă arăt documentele că semnez lunar. Acum, când vă intră banii în bancă, nu-i problemă. Numai atunci când e vorba de, ce știu, 10 milioane care trebuie să îi returnez eu. Asta a fost un exemplu. Dar vă spun eu, în totalitate, în România, există egalitate de șanse pe hârtie. Nici vorbă. Vă spun eu că astea sunt glume. Oamenii, societatea civilă, este aproape de noi. Mai merg chiar cu o glumă. Știți, când apar alegerile astea din 4 în 4 ani, pur și simplu, pe mine, mă apucă speriatul. Trebuie să mă scol pe cap în fiecare seară. Atâta mă pupă politicienii pe cap. La masaj, cea mai bună meserie a unui nevăzător, care e clar, se știe, nu? Analizatorul tactil la unui nevăzător este ochiul nostru și sigur că este foarte, foarte bine, dacă este și bine instruit, este un masor excelent, care toată lumea caută. Din 78 de masori care erau în 1989, 4 mai sunt. Asta spune ceva. Avem tineri pe care i-am adus din curte, de acolo, de la vârful dealului, i-am școlarizat, au avut minte, au terminat facultăți, îi duc înapoi. Ce să facă? Nu-i angajează nimeni. Ce ne face? Pentru că sunt probleme din punctul ăsta de vedere. E foarte frumos și e normal. E spunea aici o doamnă că dacă unul, mi se pare că doamna Mihaieș, dacă unul votează, da, eu zic că vor fi mai mulți. Am făcut un sondaj aproximativ în Bihor, spre exemplu, în municipiul nostru. Din 980 de nevăzători, au participat 500 și vreo 70 de nevăzători la vot. Să știți că și nevăzătorii sunt ca și văzătorii. Ori scârbiți, dar nu asta, că nu l-a oprit nimeni să voteze nici până acum. Asta cu cabine speciale, cum știu, da, e foarte bine. Eu sunt pentru ca eu să hotărăsc cum doresc să votez, pentru că poate că, într-adevăr, nu cu omul potrivit și în loc să votez cu, dau un exemplu, cu UDMR, îmi pune pe RM. Și poate nu doresc asta, dar în schimb poate să mă împăcălească. Ei, da, asta depinde de selecția mea. Terminând cu o glumă, pentru că un profesor regătat, un profesor Gheorghe Ardeleanu, am făcut o epigramă care mie mi-a rămas în minte de vreo 40 de ani. Și că în buzunarul unui nevăzător se găsește poza unei femei urâte. E soția dumneavoastră? Aș. Nici măcar nu este neam. Eu pe când ne-am luat nevasta, nițelul și tot mai vede.